România este în acest an liderul Europei la producția de porumb și a devansat astfel Franța, care an de an s-a clasat pe prima poziție a podiumului la acest capitol. România ar urma să recolteze în acest an între 14,5 și 15 milioane de tone de porumb, estimează Asociația Generală a Producătorilor de Porumb, citată de Le Monde. Aceleași date arată că Franța va avea o producție de porumb estimată la 11,8 milioane de tone. Franța trece pe locul 2 la nivel european, deoarece producția de porumb a fost afectată de inundațiile din primăvară, care au întârziat procesul de însămânțare. Apoi, căldura din vară a uscat terenurile. În 2017, sectorul agricol din Franța a obținut 103 quintale de porumb la hectar, o producție record atunci. În acest an, producția e limitată la 93 de quintale la hectar. Haideți să vedem ce scrie cotidianul Le Monde despre performanța agricultorilor români. Agricultorii francezi nu au reușit să evite puterea românească. Țara lui Dracula vampirizează piața europeană a porumbului sau cel puțin o domină. Nu este chiar o surpriză. Gurmanzii știu că dacă polenta, terci din făină de porumb, este apanajul regiunii munților Apenini, acest fel de mâncare gustoasă poartă numele de mămăligă în Carpați. Dar inventatorii din România nu se gândesc doar la apetitul compatrioților lor. Profitul mare din cerealele galbene este rezultat din export. Ministrul Agriculturii, Petre Daia, a confirmat pentru agențiile de presă că România este pe primul loc în Uniunea Europeană la producția de porumb, dar nu a dat cifre exacte, motivând că recoltarea nu s-a încheiat încă. Până acum, cultivatorii români au reușit să recolteze 87% din suprafața totală însămânțată cu porumb, dar centralizarea datelor se va putea face abia peste câteva săptămâni.